Nu vreau ca predica mea să fie o predică adăugată la colecția noastră de predici. Nu am pretenția să spun ceva nou, că nu acesta este scopul predicii, ci Domnul mi-a pus pe inimă câteva gânduri, pentru că noi nu sezizăm ordinea corectă a lucrurilor. Cineva povestea o întâmplare, un frate trebuia să meargă la o ungere cu un de lemn și pentru un bolnav și l-a sunat un proroc și a spus: frate, Domnul îmi spune să-ți amintesc că întâi este iertarea și apoi vindecarea. Slujitorul a mers la persoana în cauză, l-a întrebat dacă nu are ceva de mărturisit. El a spus: nu am, frate, nu. I s-a făcut ungerea, dar după vreo săptămână, două, cel bolnav a plecat la cele veșnici. Eu când am auzit întâmplarea aceasta, am fost curios să văd ce zice Biblia, că îmi place să pun prorociile lângă Biblie. Întâi este cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi, dacă ne vorbește Domnul, punem aceste cuvinte care vin prin descoperire alături de Scriptură. Și astăzi dimineața am văzut încă o dată că ordinea corectă și Psalmul 103, aș vrea să puneți versetul 3, Psalmul 103, versetul 3, și eu m-am dus și am găsit în Scriptură și am zis: da, așa este, El îți iartă. Întâi îți iartă toate fărădegile tale și apoi El îți vindecă toate bolile tale. Slăviți să fie Domn! Noi strigăm tare repede ungerea, frate, vindecarea, dar trebuie rezolvată întâi și refăcută legătura care s-a întrerupt, căci păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeul nostru. Și oricât de tare am striga, așa spune Isaia, nu vă ascult, n-am cum. Ați fost vreodată la o audiență, v-a invitat directorul în camera alăturată să vorbești printr-un zid? Ai vreo șansă să vorbești din camera alăturată și directorul să te audă? Da, întâi este iertarea și apoi vindecarea. De asemenea, au venit la Domnul Iisus, el predica într-o casă, au încercat cei patru care au adus bolnavul să intre pe o parte, pe alta, pe la ușă, pe la geamuri, n-a reușit. Și în elanul lor și în durerea lor, văzându-l pe prietenul lor bolnav, au desfăcut acoperișul și l-au coborât în mijloc. După ce s-a așezat așa praful, știți că a fost o întreruptă predica datorită acestei intervenții la acoperiș, Mântuitorul s-a uitat la cel coborât și colegii lui au așteptat să-l vindece, să-l ridice, să se ocupe întâi de trup. Dar Mântuitorul a spus: păcatele îți sunt iertate. Întâi este sufletul și apoi trupul. De aceea noi ne gândim și ne uităm: Doamne, dar de ce nu vine vindecarea? Dar de ce nu se rezolvă? Pentru că trebuie rezolvată întâi problema sufletului. Întâi este sufletul și apoi este trupul în ochii lui Dumnezeu. Slăvi să fie Domn! De asemenea, vreau să vă amintesc și pasajul care l-am citit în această dimineață. Eu nu m-am gândit la aspectul acesta când l-am citit, m-am gândit la alte aspecte care o să le prezint la momentul respectiv, dar Domnul întărește și vrea să ne arate care este această ordine. N-au înțeles-o cei doi spre Emaus. Erau așa de speriați și a spus: tu ești singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat. Și el parcă ar fi trecut 10 de ani. A zis: dar ce s-a întâmplat? A uitat așa de repede suferința, durerea din Ierusalim, lacrimile, rănile, sângele, coroana. Dar ce s-a întâmplat? Păi nu știi ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret.
am crezut că niște femei ne-au pus în uimire că ar fi avut o vedenie de îngeri care spuneau că e viu. O, nepricepuților și zebavnici cu inima, nu trebuia să sufere Hristosul și apoi să intre în slava sa. Întâi este suferința și apoi slava. Și asta o spune și apostolul și venim la pasajul în această zi din cartea lui Petru. Foarte frumos vorbește el. Bucurați-vă, versetul 13, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, de suferință, da? Ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei lui. Vreau să avem o noțiune corectă despre suferință. Este foarte multă suferință. Foarte multă durere. Lista din aceasta de cauze avem și noi și parcă se mărește. Nu se micșorează. Ba ne mai critică, știu că ați interpretat pe Andrei și Filip, au fost pe aici și ei spun că ce atâtea liste, ce biserici cu liste de bolnavi, dar ce să facem, mă, că trebuie să le punem. Fratele meu cu 4 ani mai mic ca mine este bolnav, urmează să ajung la el în Sacramento și nu mă duc cu deznădejdea că nu o să-l mai văd sau să-l văd pentru ultima oară. Nu asta vreau. Dar este multă suferință. Mi-e greu uneori să-l prezint bisericilor, să spun rugați-vă pentru fratele meu Dănuț. Mi-e greu, dar văd că trebuie să se roage cineva și să ne strângem în jurul celor suferinți. Este foarte multă suferință. Și dacă avem o concepție greșită despre suferință, mărim suferința noastră. Ce vreau să vă spun, stimați ascultători? Am vorbit aici joi seară despre abilitățile diavolului, a vrăjmașului, care vine să ne șoptească uneori altceva, dă senzația și el vrea să pozeze ca cineva care ne ajută și care ne înțelege și a venit la Eva și a spus, da, Dumnezeu știe că dacă să mâncați din pomul să fiți ca el și nu vrea să fiți ca el. O să vi se deschidă ochii, hai mănâncă. Vreau să-ți fac un bine, să vezi și tu cum e pomul acesta al cunoștinței, binelui și răului. Așa a pozat vrăjmașul. Da, a venit la Domnul Iisus, spuneam joi seară, tu vezi că ai slăbit 40 de zile, hai odată, poruncește ca pietre să facă pâini, mâncă mai repede că te prăpădești. Omul nu va trăi numai cu pâine, a spus Mântuitorul, cunoscând strategia celui rău, ci cu orice cuvânt care vine de la Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Deci nu ne vrea El binele și confortul și ne mângă El așa și vrea să ne să arate că ne înțelege și că ne ajută. Nu. E un șmecher, e un diplomat, e un viclean, ca să folosesc termenii Scripturii. Eu m-am uitat în această zi la Psalmul 103 și mă bucur că Dumnezeu pregătește pasajele. Și vă rog să deschideți-o să vă spun exact versetul, începând cu versetul 8. Și vreau să facem o comparație împreună, timpul ne permite, acasă vă uitați mai bine. S-a citat și plângele lui Ieremia. Foarte interesant cum Dumnezeu pregătește textele și linia așa pe care trebuie să mergem. Pentru că eu vreau să mergem pe linia care vrea Dumnezeu să merge, să înțelegem în această zi ce vrea Dumnezeu să ne spună, ca să simțim o ușurare în durerile noastre și în necazurile noastre, să simțim că Dumnezeu este cu noi și că altul este scopul suferinței și a încercării. Vă citesc și o facem, sigur, comparativ. Plângerile lui Ieremia, capitolul 3. Eu când am citit aici, mi-am dat seama că aici este exprimarea unui om care trece prin suferință. Dar îi vine și șoapta din partea celui rău. Și o să mă înțelegeți. Hai să vă citesc.
și-a încordat arcul mi-a sfârmat dinții cu pietre, foarte grele exprimări și cuvinte. Dar ceea ce vine ca șoaptă, și vă citesc acum, versetul 3, din Plângerile Ieremia lui 3:3, numai împotriva mea, numai cu mine are treabă, numai eu parcă sufăr, nimeni nu mă înțelege. Asta se șoapte de la cel rău. Petru spune că frații voștri din lume trec prin aceleași încercări ca și voi. Nu ești numai tu în necaz și în cuptor. Nu primi șoapta celui rău. Eu când citesc aici, văd că aici este omul, sigur, poate fi și o altă interpretare a pasajului, dar aici văd că este un om dezamăgit total. Vă citesc, da? Hai să le luăm la rând. Numai împotriva mea își întoarce mâna toată ziua, mi-a prăpădit carnea și pielea, mi-a zdrobit oastea, a făcut zid împrejurul meu, m-a înconjurat cu o travă, cu durere, mă așează în întuneric ca pe cei morți de totdeauna, m-a înconjurat cu un zid ca să nu mai ies, m-a pus în lanțuri grele. Sunt tot mai tensionată starea și tot mai agitat este omul, da? Și tot strigă către Dumnezeu și tot nu înțelege, mi-a stupat calea cu pietre cioplite, mi-a strâmbat cărările. Hai să fim serioși, ce Dumnezeu ne încurcă așa. Stimați ascultători, dacă dumneata ești cu GPS-ul, da? Și ai luat-o greșit, ce face GPS-ul? Ia-o la dreapta, ia-o la dreapta, ia-o și te întoarce? Ca să te aducă la calea care trebuie. Nu ne strâmbă Dumnezeu căile, ci vrea să ne aducă înapoi. Am luat-o într-o direcție greșită. Mai departe. Mă pândește ca un urs, ca un leu într-un loc ascuns. Iarăși mi-a abătut căile. Nu, ne întoarci. E normal, GPS-ul te întoarci. Reconfigurează, ne spune nouă în română. Mai departe. În rinic mi-a înfipt săgețile din tolba lui, am ajuns de râsul poporului și asta îți șoptește vrăjmașul. Tu nu vezi că ești ultimul din adunare. Toată lumea se uită de sus la tine. Nu e așa. Nu e așa. Astea sunt șoapte. Toată ziua sunt pus în cântecele de barjocură de ei, m-a săturat de amărăciune, m-a îmbătat cu pelin, mi-a sfârmat dinții cu pietre, m-a acoperit cu cenușă, mi-a luat pacea și nu mai cunosc fericirea. Cine, Dumnezeu, face așa ceva? Am zis, s-a dus puterea mea de viață și nu mai am nici o nădejde. Psalmul 103. Pasajul acesta, versetul 8 în continuare, este tot din Biblie. Domnul este îndelung răbdător și îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Glorie Lui! Da, El este. Ce frumoase sunt cuvintele, punându-le alături, parcă e dintr-o altă carte. El nu se ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie, nu ne face după păcatele noastre și nu ne pedepsește după fără de legile noastre, adică proporțional cu cât am făcut noi. Nu ne pedepsește proporțional. Și eu de multe ori zic, Doamne, nu intra la judecată cu noi, nu ne fă după meritul nostru, nu ne pedepsi după faptele noastre. Ce vreau să vă spun, stimați ascultători, într-o problemă de neînțelegere între frați, fac o paranteză, nu invocați dreptatea lui Dumnezeu. La noi, în județul Arad, s-a întâmplat undeva într-o biserică, a fost un litigiu, așa a fost un pic scandal, așa la sfârșit de biserică, între un frate și o soră, așa, și era o neînțelegere, frații au rămas un pic speriați de tensiunea care s-a creat, de fapt a ieșit la suprafața icebergului, știți că icebergul are mai mult înăuntru decât în afară, gheața cea care plutește. Și s-a făcut așa un conflict și fratele a zis, cunosc cazul concret, a zis, Domnul să vadă și să judece. Și a trecut câteva zile, cred că o săptămână, a făcut infarct și l-au dus
pe ultimul drum și a trecut la cele veșnice. Nu invocați dreptatea lui Dumnezeu, invocați mila lui. Mântuitorul pe cruce a spus, iartă-i Tată, căci nu știu ce fac. Ștefan, sub ploaia de pietre, a spus, nu le ținea în seamă păcatul acesta. Apoi a adormit. Citim mai departe. Da, nu ne face după păcatele noastre. Nu ne pedepsește după fădălegile noastre, ci că sunt de sus cerului față de pământ, atât de mare este bunătatea lui pentru cei ce se tem de el. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează el fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. Nu ne sparge dinții cu pietre și nu ne pune cenușă pe cap și nu ne duce pe căi strâmbe și nu ne... Nu, nu. Nu primiți această deznădejde. Avem un Dumnezeu iertător și milostiv. Slăviți să fie El. Veniți din nou către El. Întoarceți-vă spre El. Așteaptă cu răbdare un păcătos ca să-i mai dea iertare, cum spune cântare. Domnul să ne ajute. Mergem mai departe, iubiți frați și surori, am văzut dacă nu Dumnezeu este autorul durerilor noastre, El vrea să ne ajute. Noi pierdem protecția, asta e problema. Pierdem protecția, noi suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu, dar în momentul în care noi păcătuim, pierdem protecția. Dumnezeu nu ne bate El. El nu poate fi ispitit, spune ea, că o să facă rău. Și El nu ispitește pe nimeni. Am vorbit joi despre ispitire, despre ispit. Nu ispitește El. Spune că acolo vine pofta, la nivelul minții generează păcatul, îl semnăm în minte și odată înfăptuit păcatul aduce moarte. Dar întâi îl semnăm la nivelul cugetului nostru și a minții noastre. Nu, Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău. Și aș vrea, stimați ascultători, să intrăm un pic în doctrina aceasta despre suferință. Trebuie să înțelegem foarte bine. În primul rând, putem suferi din vina noastră. Și asta stabilește aici Apostolul Petru și, sigur, probabil o să spuneți, frate, dar e puțin forțată, cine este ucigaș? E adevărat. Dar Biblia spune că cine urăște pe fratele său este catalogat, Dumnezeu îl privește ca pe un ucigaș. Așa a venit conflictul dintre Cain și Abel, întâi la nivelul lui Cain. Doar Abel a adus o jertfă, atât. Ce te-ai supărat așa? Și Dumnezeu îi spune, Cain, dacă faci bine, vei fi bine primit. Am primit jertfa lui Abel, a adus-o bine, fă-și tu la fel. Ce nu putea să spună Cain, îți dau, uite aici, am grâu, porumb, dă-mi un miel așa, care e mai bun? Să aduc și eu un miel. Era simplă, logică exprimarea lui Dumnezeu. Vezi că păcatul pândește, tu să-l stăpânești. Venise deja la cugetul lui Cain dorul de răzbunare și Dumnezeu a văzut asta și a zis, ai grijă, Cain, stăpânește-o. Da, nimeni din voi, deci trebuie să ne uităm la suferință. Nu cumva să suferim gratuit din pricina noastră. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele. Sau, și foarte mulți ne putem încadra aici, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Foarte de multe ori am fost provocat să-mi dau cu părerea să mă amestec în treburile altuia, să spun și eu ce ar fi trebuit să facă X sau Y. Nu-i treaba noastră. Să nu cumva să suferiți ca unul care se amestecă în treburile altuia. Este plătită, este recompensată, primim răsplată atunci când suferim pentru Domnul. Domnul să ne ajute, dacă va trebui să trecem prin încercări, prin suferințe, să ne pajocorească cineva. E foarte sensibilă problema aceasta, să simți că suferi pentru Domnul. Eu mi-aduc aminte că
Pe vremea lui Ceaușescu, când s-a născut cel de-al optelea copil, directorul întreprinderii era așa de supărat, aici agricultură, lucram la un IAS. N-am priceput niciodată ce a vrut omul același. Dar a venit așa o răutate. Eram într-o întreprindere cu vaci, cu gospodărie locală, să fi spus, uite, ai 8 copii, ai 2 litri de lapte, că duc cu cisterna la oraș și nu s-a prăbușit iasul ăsta dacă îți dau 2 litri de lapte. A pornit așa o ură, a trebuit după aproape un an să plec din întreprinderea aceea. Poate că nu înțelegeți. A adunat grupa sindicală a muncitorilor să-mi desfacă contractul de muncă ca necorespunzător. Avea posibilitatea aceasta, dar colegul meu seara îmi șoptește, vezi că mâine vrea să-ți desfacă contractul de muncă cu litera E, necorespunzător. Greu de tot. A adunat muncitori în birou și încerca să le spună ce slabi, nepregătiți, că noi am făcut lucrarea aia, că noi am dat deviz. Tot ce mi-a cerut acolo în birou, eu le-am pregătit și le-am dat. Și când el se aștepta așa să mă împacheteze finuț, muncitorii nu prea au înțeles. Vreo 20 ceva de muncitori cu care eu lucram, le-am dat categorii, le-am dat salarii, mă certa de ce le dau salarii, pentru că muncesc, dar mai taie-le din salarii. Nu pot, domn director, îmi pare rău. Ei muncesc și eu trebuie să le dau. Nu fac, asta nu o pot face. Și s-a produs așa, și în timp ce el încerca să-i învârtă, să-i amețească, parcă a venit așa o putere peste mine, am sărit într-o dată în picioare, probabil muncitorii au crezut că am luat o pe arătură. Am sărit dintr-o dată în picioare și am strigat, tovarăși, știți de ce ați fost adunați aici? Ați fost adunați ca mi se desfacă contractul de muncă ca necorespunzător. Am vorbit și repede, sunteți de acord? Toată lumea a sărit în picioare, nu suntem de acord, nu suntem. Ăsta s-a albit, directorul, șeful de cadre care era, știți cine era șeful de cadre într-o întreprindere, s-a albit și el, au început, au ieșit afară, bombănind, oare cine i-a spus lui ăsta ce vreau să fac? Și n-a putut să facă ce și-a dorit, a trebuit peste un timp să-mi iau transferul și să mă duc. Poți să suferi pentru că ești credincios. Nu-i place celui de lângă tine, directorul. Eu știu în ce condiții, se simte așa o nepotrivire de duhuri. Pe unde lucrezi? Nu știu. Poate să suferi la un moment dat, să simtă că ești un creștin și vrei să fii un creștin veritabil, autentic și poți să suferi. Dacă suferi, spune aici, așa că dacă suferi pentru că ești credincios, da? Dacă sunteți batjocoriți, versetul 14, pentru numele Lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul Lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Duhul Lui Dumnezeu să se odihnească peste toți cei de aici și Domnul să ne ajute în probleme din acestea de suferință. Când trebuie să suferim și să putem răbda până la capăt. Stimați ascultători, aș vrea să vedem câteva feluri de suferințe, ca să vedem așa care este scopul, că totuși Dumnezeu are un scop, nu este un sadic ca să ne zdrobească, nu este un sadic ca să ne chinuie degeaba. Pentru că tot în cartea Plângerile lui Ieremia, o să vă citesc, îmi place așa de mult, sigur, mă bucur că așa se încheie acel capitol atât de apăsător și așa, zice, Domnul nu leapădă pentru totdeauna, și ăsta e un har, slăvit să fie Domnul, doi, se îndură iarăși, deci aduce din nou pacea și reabilitarea și bucuria și, versetul 33, nu necăjește cu plăcere. Nu îngăduie așa suferința cu bucurie, ca și cum îi place așa să ne vadă chinuiți și apăsa. Nu face asta. Mi-am adus aminte când s-a cântat cântarea, Doamne, Tu necazuri lângă noi rămâi, am ieșit de la medicul. Cel de-al 13-lea copil era bolnav și medicul mi-a spus cam în felul următor, dacă-l operăm, moare, dacă nu-l operăm, moare. Ce să alegi? Am ieșit cu el de acolo, de la cabinet și în stradă, în Timișoara, mi-a venit cântarea, Doamne, Tu necazul lângă noi rămâi, chinurile noastre Tu le înduri întâi. Ele mai înainte trec prin mâna Ta și nu îngădui, Doamne, decât noi putem purta. Da, El este prezent în necazurile noastre. El este cu noi în fiecare zi, slăvit să fie El. Dar haideți să vedem că o face, că trebuie să o fac. Și întâi de toate, suferința este ca probă. 1 Corinteni, capitolul 3, o să vă citesc.
El nu mai duce în cer oameni neîncercați. L-a pus pe Adam în grădina Edenului și nu l-a încercat înainte de a-l pune. I-a dat pomul cunoștinței ca încercare să nu se atingă de el. Era interzis și Adam a căzut la această încercare. Nu mai duce în împărăția lui oameni neîncercați. Încercarea focului, da? Deci suferința, focul care vine, este pentru încercarea credinței și a lucrării care am făcut-o. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar, spunea Pavel, am pus temelia și un altul clădește deasupra, dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Dacă clădește cineva pe această temelie, sunt cele două categorii de materiale, materiale valabile, valoroase, scumpe, aur, argint, pietre scumpe, da? Și materiale de duzină care le găsim foarte repede, fân, da? Lemn, fân și trestie. Eu cred că cea mai rapidă casă aș face-o din baloți de paie. Dacă ar fi să fiu pe un câmp și trebuie să ne adăpostim, o construim foarte repede și o ridicăm, dar la o primă scânteie a rămas un pumn de cenușă. De aceea a împărțit aici apostolul în materiale valoroase, care bune rămân, da, argint, aur și pietre scumpe. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut. Se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Încercarea, suferința ca probă, ca și testare, da? Ca și încercare. Suntem încercați de Domnul. Domnul să ne ajute că atunci când ne încearcă, ce se întâmplă? După ce am spus unor oameni anumite principii, Dumnezeu vrea să vadă. Respectăm aceste principii? Ne verifică. De aceea vine această încercare. Ai că tu ai spus la alții că ești răbdător, ai spus la alții că ești calm, ai spus la alții că vorbești, să vorbească frumos. Vreau să văd cum vorbești tu în probă, în încercare. Și Dumnezeu ne încearcă. Este datoria Lui, este scopul Lui. Vrea să fim oameni după chipul Lui. Dumnezeu să ne ajute la aceasta, să fim așa cum ne vrea El. Apoi, iubiți frați și surori, suferința îngăduită pentru creșterea calității, pentru ridicarea spirituală, treaptă cu treaptă. Ne vrea mai buni. Aurul curățit prin foc se purifică. Da, așa spune Petru. Încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care este încercat prin foc, este curățit. E nevoie de această curățire, este nevoie de această creștere a calității noastre. Am învățat la școală despre călirea oțelului. A prădat diagrama, fer, carbon, tot, și procesul acesta de călire a oțelului în foc puternic și în apă rece brusc. Crește calitatea oțelului, devine mai bun, îl ascuți, rămâne tăișul acela multă vreme. Crește calitatea. Dumnezeu vrea să creștem, nu rămânem tot în clasa întâia, dăm un test, trecem în clasa a doua, mai dăm un test, trecem în clasa a treia. Da? Sunt testele naționale, la terminarea clasei a 8-a sau la terminarea liceului sau în pregătirea, sau bacalaureat și așa mai departe. Verificăm ce greu este un examen. Toate punctele trebuie să le atingi, ai de luat o notă anume. Da, încercarea credinței pentru creștere spirituală, pentru ridicarea calității, așa cum este curățit aurul, așa cum este oțelul, îi se ridică calitatea. Spune apostolul, dacă cineva se curățește, devine un vas folositor stăpânului său. Care vas îl iei ca să-l folosești? Cel care este în mașina de spălat scos, curat, a fost cu apă fierbinte, cu detergent, cu procedeele noastre. Care instrument îl ia dentistul? Care a fost în etuvă, a fost la temperaturi înalte, dezinfectat, curat, niciun microb. Acela este instrumentul.
Cel care se curățește, spune cuvântul lui Dumnezeu, spune Pavel, devine un instrument folositor, devine o unealtă în mâna lui Dumnezeu, devine un vas folositor stăpânului său. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dacă vine focul, vine să ne curățească, vine ca să ne poată folosi Dumnezeu. Nu suntem numai niște teoreticieni, El ne verifică, ne crește, ne curățește ca să putem face voia Lui. Suferința pentru corectarea noastră. Da, asta o spune Evrei capitolul 12 și vă citesc pentru că tare greu, nu ne place. Am vrea să fim scutiți. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuia oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, așa, spune cuvântul, și ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Da, ne corectează. Slăvit să fie Domn. Trebuie să ne corecteze ca să ne îndreptăm, să-i facem voia Lui, așa cum părinții au găsit cu cale. Sigur, stimați ascultători, diavolul vrea să câștige teren și de aceea în legile țărilor, în comportamentul acestor țări, să nu te atingi de copil, nu cumva să deranjezi personalitatea lui, să nu-i spui nimic, să-l lași să facă ce vrea, nu-l mai corectăm, nu-i mai spunem ce-i bine, ce-i rău. Și spunea un om al bisericii, adică cum să-l lăsăm să facă ce vrea? Îi punem o sticlă cu lapte și una cu alcool și lăsăm pe el să ia? Nu, îi dăm copilului lapte, că trebuie să crească. Și îi spunem că alcoolul nu-i bun. Cum adică? Deci aceasta este strategia celui rău, să nu-i educăm pe copii, să nu faceți cumva și mustrații cu cuvântul lui Dumnezeu, educații, faceți ceva să nu apuce a o lua copiii pe calea aceasta a libertăților exagerate și a drumului acesta fără control. Dumnezeu să ne ajute, suferința, încercarea, nuiaua, cum vreți să spuneți, este pentru corectare. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Doamne, ajută-ne! Suferim, ne este greu, sigur, ne disciplinează Dumnezeu, ne vorbește prin oameni, prin vise, prin bolta senină, iar cel ce poruncește în veci să fie lumină. Vrea să fie lumină în viața noastră. Domnul să fie lăudat. De asemenea, stimați ascultători, sigur, este și o decontare. Decontăm acum. Suferința este și o decontare. Îmi place așa de mult să citește la pasajul acesta, să citește la cina Domnului. Îl folosesc mereu, pentru că am biserici de la țară unde slujesc și merg mereu cu cina. Și mereu vorbesc despre asta. Tot bunătatea lui Dumnezeu este în evidență. Întotdeauna mesajul lui Dumnezeu de atenționare, care anunța, ca să spun așa, o pedeapsă, ca să anunța așa o corectare, da? Încă 40 de zile și cetatea Ninive va fi nimicită. Chiar dacă acest ultimatum era 40 de zile, conținea în mesaj și bunătatea lui Dumnezeu. Încă 40 de zile. Dumnezeu lasă un timp de pocăință. Apoi vine cu corectarea. Vine să ne deconteze. Să decontăm acum.
Că acesta e principiul lui Dumnezeu. Și îmi place. Și vă citesc, da? Din pricina acestor lucruri sunt între voi mulți nepucincioși și bolnavi, versetul 30 din capitolul 11, 1 Corinteni în capitolul 11, da? Vă rog să afișați 1 Corinteni capitolul 11 cu versetul 30. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și puțin dorm. Și ascultați, dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați și acum de contare. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul și eu zic acum, da? Ca să nu fim osândiți odată cu lumea. E bunătatea lui Dumnezeu aici. Ne pedepsește, suferința este o decontare a lucrurilor care le-am făcut, a greșelilor, a păcatelor, a abaterilor, eu știu ce, a nerespectării cuvântului lui Dumnezeu și suntem pedepsiți acum ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Ce bun este Dumnezeu, numele Lui să fie binecuvântat. Adică eu am înțeles asta când venea câte un vecin furios să reclame unul din copiii care a făcut ceva. Eu când am aflat, l-am pedepsit pe copil, nu l-am felicitat pentru ce a făcut, a vorbit ceva, nu trebuia, a aruncat mingea nu știu cum, a râs ironic la adresa vreunui trecător și eu l-am pedepsit. Și când a venit vecinul furios, vecine, copilul tău, vecine, nu te legi de el că l-am pedepsit eu. Este copilul meu, știu ce a făcut, am luat măsurile, tot așa face și Domnul ca nu cumva să ne lovească cel rău, așa, și să nu cădem sub acea osândă de la urmă. Plătim acum. E așa de bun, Domnul, că decontăm acum ca să nu fim osândiți odată cu lumea. E așa de bine sub mâna lui Dumnezeu, sub corecția lui Dumnezeu. De aceea, stimați ascultători, nu vă necăjiți peste măsură, sigur, nu ne resemnăm într-un fel anume, strigăm către Dumnezeu, cerem ajutor. Dar dacă nu rămânem în încercare, în cuptor, până se atinge scopul, crește valoarea, aurul se curățește, spunea un argintar, om de acesta care lucra și cu aur, că argintul așa atât îl ține în foc, până când își vede el chipul în topitura aceea, adică e curat, nu mai este zgura. Zgura se alege deasupra și se dă la o parte, dar îl ține mereu în oala aceea de topire, la flacără mare, și aurul, și argintul, până când cel care lucrează aurarul, argintarul, își vede chipul în topitura aceea, curățită de zgură și așa mai departe. Dumnezeu vrea să-și vadă chipul Lui în noi. De aceea ne curățește. Rugați-vă, Domnul să vă dea biruință, Domnul să vă dea putere, să-i faceți voia Lui, să aveți ca sfârșit al alergării și răsplata și slava la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. E foarte greu, e adevărat, multă durere pe pământ, mult necaz, dar cu atenție, cu o înțelegere biblică a evenimentelor, a lucrurilor care sunt în jurul nostru. Pentru că știți, Domnul Iisus nu a promis o cale ușoară, perfectă. El a spus, în lume veți avea necazuri. Îndrăzniți că ce au îmbiruit lumea. Nu ne-a promis că nu vom avea necazuri. De asemenea, stimați ascultători, și mă apropii încet de încheiere, Domnul mi-a pus pe inimă să citesc ceva din Cartea Faptele Apostolilor. Era, de fapt, un al doilea pasaj care aș fi vrut să-l citesc, dar e în legătură, sigur, tot cu asta, dar aș vrea să privim din punctul de vedere al lui Pavel. Da, am vorbit din Petru și el a suferit, a stat închis, între patru cetea, câte patru ostași, a știut, s-a ancorat în Domnul, în promisiunea lui, Domnul i-a promis că când va îmbătrâni alții, îl vor încinge și îl vor duce unde nu va vrea. Acum vă citesc din Cartea Apostolului Pavel, din viața Apostolului Pavel, din Cartea Faptele Apostolilor, foarte, foarte interesant, în capitolul 14, este o întâmplare și vreau să vă citesc această întâmplare.
ca să știți că foarte repede se poate trece de la o colectivitate care vă apreciază, de la o colectivitate care apreciază că sunteți credincioși și așa, dintr-o dată se întunecă, parcă vine furtuna și vin norii deasupra și aceiași oameni vă împroașcă cu pietre. Da? Deschideți, vă citesc în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 14, zice: în Listra era un neputincios de picioare, o loc din naștere, el ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea, Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut că are credință să fie tămăduit, a zis cu glas tare: scoală-te drept în picioare. El s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul, au zis în limba licaoniană: zeii s-au coborât în chip omenesc la noi. Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel Mercur, pentru că mânea cuvântul. Preotul lui Jupiter a adus taur, da? Când au văzut apostolii și au auzit lucrul acesta, și-au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat: oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte, la Dumnezeul cel viu care a făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. El în veacurile trecute a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer, ne regăsim și noi, cum Dumnezeu ne poartă de grijă, da? Slavă Lui! Ne-a dat hrană din belșug, ne-a umplut inimile cu bucurie. Abia au putut să împiedice cu vorbele acestea pe noroade și să le aducă jertfă. Atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au ațățat pe noroade. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au tărât afară din cetate, crezând că a murit. Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. A doua zi a plecat cu Barnaba la Derbe. După ce a propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici, s-a întors la Listra, la Iconia și la Antiohia. Și versetul 22, aici am vrut să mă opresc, întărind sufletele ucenicilor, o să vă spun câteva cuvinte de îmbărbătare la sfârșit, și el îi îndemna să stăruie în credință, da? Doresc aceasta, să stăruiți în credință, și spunea: în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. V-ați gândit vreodată cum arăta Pavel când predica aceste cuvinte? Abia trecuse momentul împroșcării cu pietri, vânătăi, semne, umflături. Și omul acesta a ieșit în fața poporului și a spus: stimați ascultători, în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Da, ne uităm la mai mari noștri la sfârșitul felurilor de viețuire și le urmăm credința. Pavel le spunea să stăruie în credință, întărea sufletele lor și le spunea: nu se poate numai așa pe flori o viață ușoară. Stimați ascultători, vă citesc activitatea lui Pavel descrisă în 2 Corinteni. În ce a prezentat el este și episodul acesta împroșcat cu pietre. Vreau să vă citesc aceasta pentru că noi vrem o viață liniștită și am vrea așa, dar vreau să vă arăt cum au trăit oamenii lui Dumnezeu. Da? Suntei slujitori al lui Hristos, versetul 23 din 2 Corinteni 11. Vorbesc ca un ieșit din minți, eu sunt și mai mult, în osteneli, în temnițe, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdii de moarte. De 5 ori a încăpătat de la iudei 39 de lovituri, 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Vai că te ia groază așa să-ți imaginezi o bătaie fără haine, să-ți dea cu nuiele așa, la pielea goală. Legat la stâlp și dat cu nuielele. Rămâneau așa semne și urme care dura multă vreme, durere și usturime și așa mai departe. Că îți dorești moartea. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre, relatarea care am citit-o mai înainte. De 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine, naufragiu. O noapte și o zi, probabil plutind în derivă, în inima mării, adică undeva departe și n-aș știut, mai trăiește, nu mai trăiește. Vă dați seama ce supraviețuire, ce luptă. Să fie avut vreo bucată de scândură, să noate, să stează. Greu deloc. Greu de tot să-ți imaginezi o noapte și o zi în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în pustiu, pe mare.
și între frații mincinoși. Nu știu cum să o încadrez și n-am cuvinte. De ce a spus așa? Dar cred că știe el ce a spus. A știu ce a spus, da? În osteneli, necazuri, privegheri, adesea în foame, sete, în posturi, în frig, în lipsă de îmbrăcăminte. Și pe lângă toate lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Iată cum au trăit înaintașii noștri. Aceasta a fost viața lor. Domnul să ne dea putere să nu cârtim în vremurile care sunt, în vremurile care au să vină, să rămânem, să ne asemănăm cu Domnul nostru, să rămânem în ascultare și chiar dacă va trebui să suferim, Domnul să ne dea putere să o facem cu bucurie. Și poetul spunea, și cu asta vreau să închei câteva versuri, suferiți încercarea. Spune frate, spune soră, ai în lume vreun necaz, cine în lumea asta poate să nu știe în veci cum bate al furtunilor talaz? Însă tu ce ai izvorul din înjunghiatul miel, tu ce aștepți să vină norul, să te ia Mântuitorul, ce faci astăzi pentru el? Ucenicul nu-i mai mare ca maestru, frați creștini, dacă el s-a frânt sub soare, tu dorești pe a ta cărare numai roze fără spini? Vrei să ajungi la biruință, fără luptă, fără vai? Este oare cu putință, fără nicio suferință, să ajungi din lume în rai? Vrei în noi ca să trăiască prințul veșnicei iubiri, fără însă să stârnească nicio cară omenească, nici a ei împotriviri? Simeon a spus odată că Iisus va fi un semn și stârniva lumea toată. Dacă El e în tine, iată, lumea nu va sta de lemn. De întâlnești prin drum pe alocuri vreun dispreț, vreo vorbărea, când te iau vecini în focuri și prieteni în bajocuri, asta-i calea, mergi pe ea. Vântul încercării cerne și alege ce-i ceresc. Tu în rugă te proșterne, căci cununile eterne din necazuri se împletesc. Nu purtăm mai grea povară decât noi putem primi, dar în eterna primăvară, cu cât crucea e mai ușoară, mai ușor și tu vei fi. Lasă lumea ca să zică orice vorbă de nimic, ucenic sau ucenică. Cu cât crucea ta e mai mică, sus vei fi și tu mai mic. Doamne, noi îți cerem ție, o ajută-ne acum, ca spre a ta împărăție să purtăm cu bucurie încercările din drum. Căci ferice de aceia care știu purta frumos și ocara și ideea că iau în mână cheia și toiagul lui Hristos. Amin.